Armata caută recruți. După eșecul din campania trecută, în care 6 din 10 candidați au picat la probele fizice și psihologice, Ministerul Apărării Naționale și încearcă din nou noroc. De această dată au pus la bătaie peste 3800 de posturi de soldați profesioniști și încurajează pe cei care au picat dățile trecute să revină la probe. În paralel, armata are nevoie și de studenți la școlile și academiile militare. Foarte bine. Târâși pe coate și genunchi, flotări și mers pe bârnă. Asta trebuie să facă cei care vor un loc în armata română. Sunt probe pe care mulți le încearcă, dar puțin le pot trece. Cea mai dificilă probă pentru candidații care optează pentru funcțiile de soldat gradat profesionist este proba de alergare. 25-30% dintre candidați pică la această probă din lipsa unei pregătiri fizice corespunzătoare. Marius a reușit și speră să îmbrace uniforma militară cât mai curând. Știe clar de ce vrea o astfel de meserie. Seriozitate, disciplină, un loc de muncă stabil. La început mi s-a părut puțin dificil. Mai am traseul de 2000 de metri, și psihologic. MAPN încearcă să înroleze cel puțin 3800 de tineri din toată țara și a modificat dificultatea probelor la un nivel mediu. Asta după ce campania trecută de recrutare a fost un eșec. 6 din 10 candidați au picat fie la proba fizică, fie testul psihologic. Cei care vor să fie soldați profesioniști în Armata României mai au timp să se înscrie, să-și depună dosarele de înscriere până pe 3 iunie. Urmează apoi o perioadă de selecție, de probe eliminatorii. Cu puțină pregătire, orice persoană cu vârsta între 18 ani și 45 de ani ar putea să treacă de aceste probe. În paralel, armata vrea să umple băncile școlilor și ale academiilor militare. Cei care vor să schimbe ținuta obișnuită cu uniforma militară și să devină subofițeri sau maiștri militari, trebuie să aibă până în 28 de ani, iar ca să fie declarați admiși, candidații trebuie să treacă de probele fizice, psihologice și să fie declarați apt medical. Sunt disponibile peste 1500 de locuri în școlile post-liceale și peste 1200 de posturi de ofițeri. Emilian și Andrei au trecut deja de probele de foc. Mai au un singur hop. Acum 4 ani m-am decis că vreau să urmez această carieră și a fost uniformă, primul lucru care mi-a plăcut cel mai mult. După aceea, așa, disciplina și faptul că pot ajunge ofițer în Armata Română. Mi-am dorit să încerc ceva nou și să încep o carieră militară chiar din punctul de jos, să plec de jos și să urc ușor, ușor. Potrivit datelor MAPN, salariul unui soldat poate ajunge la 5.000 de lei, în timp ce salariul unui ofițer poate depăși la finalul carierei 20.000 de lei, iar suboficerii pot câștiga între 3.000 și aproape 6.000 de lei. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.